Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Agorj Obiectiv. În această seară vorbim despre ziua schimbării, pentru că s-au produs, iată, primele schimbări în Partidul Social Democrat Gorj după alegerile locale, alegeri care au fost câștigate la județ, însă pierdute în municipiul Târgu Jiu, și iată că acest lucru a dus și schimbări în fruntea organizației municipale. Aflăm și noi în această seară ce schimbări s-au făcut, cine a preluat frâiele organizației municipale. Și totodată vedem o nouă zi cu un record extrem de negativ. România a înregistrat astăzi 3130 de cazuri, noi cazuri de infectări cu noul coronavirus, și vedem pe cine dă vina președintele României, nici de cum pe cei care gestionează această criză de COVID-19, ci pe români. Ei ar fi de vină pentru aceste infectări, ca și când oamenii și-ar fi dorit și, eu știu, iasă pe stradă să se întâlnească cu COVID-19. Vedem totodată și ce pregătiri se fac pentru alegerile parlamentare, pentru că tot președintele României, Klaus Iohannis, a ieșit și a spus că, deși înregistrăm, iată, un număr record de infectări, nici vorbă despre amânarea alegerilor parlamentare. Acestea vor avea loc și vedem ce se întâmplă în partide, pentru că sunt discuții în această perioadă pentru întocmirea listelor. Vorbim despre toate aceste lucruri, dar și despre multe altele, cu invitatul meu din această seară, Mihai Weber, președintele Partidului Social Democrat Gorj. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Într-adevăr, e după o perioadă destul de agitată, după campanie, după alegeri, aș putea spune că sunt puțin mai relaxat. Doar de moment, pentru că discuțiile au continuat, întâlnirile continuă, practic suntem tot în campanie, întâlnirile cu oamenii continuă, și așa că concluzia este că se poate declara, suntem tot timpul în campanie, dacă ne interesează județul în care ne-am născut și am crescut. Dacă nu, putem să plecăm în concediu. Spuneați, nu știu, ați fost mai multe întrebări, să vedem, să o luăm așa. Să luăm cu schimbările, pentru că acestea sunt de ultima oră. Da, cu schimbările, dar totuși aș fi vrut să vă răspund că mi s-a părut ca fi o ghicitoare în intervenția dumneavoastră. Spuneați, oare cine-i de vină despre faptul că sunt foarte multe infectări, și mă gândeam ce greu e să ghicești. Eram convins că fie românii, fie PSD-ul e de vină. Păi de da, și ce, PSD-ul, da. Că a spus domnul, da. Că nu s-a putut abține nici în aceste zile cu record negativ și a spus că... Da, nu, era o ghicitoare foarte grea, a trebuit să stau puțin să mă gândesc, dar cred că am răspuns corect. Deși, dacă nu greșim, nu PSD-ul gestionează această criză sanitară. Da, este foarte ușor să arunci. Bine că am văzut și obsesia președintelui României pentru o formațiune politică. Până la urmă, e destul de cinic modul ăsta de abordare și antidemocratic. Faptul că ești capabil să compari un partid cu COVID-ul. Deci așa ceva cred că nu s-a mai întâmplat, dar în sfârșit, cred că nu e o noutate și, repet, o obsesie care s-a văzut de-a lungul timpului pentru oamenii, pentru simpatizanții unei formațiuni politice și până la urmă pentru români. Și tema asta cu hai să forțăm alegerile în condițiile în care numărul de infectări este în continuă creștere, chiar a depășit un record astăzi, decesele de asemenea, și pe fondul ăsta dorința de putere practic trece peste orice. Haideți să mergem la schimbări. Să începem cu schimbările și revenim la acest subiect care este destul de amplu. E destul de sensibil. În general, atunci când vorbim despre schimbări sau când vorbim despre noul Partid Social Democrat, pentru că eu așa îl tratez și așa tratez noua echipă de la centru și noua echipă de aici, de la Gorj, vorbesc de o nouă abordare, de o nouă, dacă vreți, echipă, de un nou program, de o nouă strategie. Încercăm să fim și să fim noi. Noi, echipa asta, noi... gorjenii, noi oamenii care într-adevăr vrem să ne implicăm și care am demonstrat că putem să facem ceva pentru Gorj. Să știți că toată această perioadă de campanie am fost în foarte multe localități.
Nu neapărat că e perioada de campanie, că de câte ori îmi permite timpul, merg în județ. Și... pentru că este foarte important să afli informația de la firul ierbii. Modul cum ți-o prezintă altcineva sau de unde o iei, din alte surse, mai ales acum că suntem strântorați în a ne întâlni în grupuri mai mari și totul se face online și prin intermediul mass mediei, informația ajunge de multe ori... poate nu în formatul ei natural și clar, dar din discuțiile cu oamenii am văzut că în marea majoritate erau foarte bucuroși când ne întâlneam cu ei. Și spuneau unii care ne cunoșteau, unii care ne vedeau și ne știau poate de la televizor și erau foarte îngândați și dumne, într-adevăr, uite, vă știu de la... Am văzut, am simțit că e altceva, că s-a schimbat ceva în Gorj, că și v-ați implicat și că s-au simțit ceva, modificări și... Până la urmă știți cum e. Fiecare dintre noi ne raportăm la un venit, la siguranța locului de muncă și de aici la creșterea bunăstării și așa mai departe. Lucrul ăsta, să știți că te și motivează. Pentru că, poate v-am mai spus, cred că am avut așa o frică și am în continuare o frică în a nu avea răspunsul la întrebarea pe care la un moment dat ți-o pune cineva. Un electorat, o categorie, un om, o persoană. Ce ai făcut tu mandatul tău de consilier local, de parlamentar, de primar, de președinte și a sta ca mutu în fața unei persoane și n-avea ce să-i spune, e groaznic. De ce e groaznic? Când mi-am dat seama că poate nici n-am, știți, sună și ca o laudă de multe ori o chestie. Doamne, mă laud, uite ce am făcut. Dar până la urmă sunt lucruri care trebuie făcute sau trebuie cunoscute, făcute cunoscute oamenilor. Că e normal, omul n-are de unde să știe în toate domeniile. Doamne, în ce te-ai implicat? Ce ai făcut tu pentru Gorj? Ce ai făcut tu pentru localitatea în care ești consilier, în care ești primar? E normal să știi oamenii, pentru că oamenii din zona respectivă poate cunosc realizările primarului, realizările echipei de consilier, pentru că sunt proiecte care se văd. Dar în județul ăsta, tu ca și parlamentar, și aici mă refer strict la mine, ai fost ales de gorjeni. Da, n-ai fost ales de locuitorii dintr-o localitate. Ai fost ales de gorjeni. Într-un număr mai mare, mai mic, nu contează. Ai fost trimis acolo în Parlamentul României. Ce ai făcut tu pentru Gorj? Întrebarea care ce va pune inevitabil cineva. Și atunci am început să chiar să capăt încredere și să capăt curaj, pentru că oamenii au venit în întâmpinarea lucrurilor acestea și spuneau, da, vă știu că eu sunt beneficiarul legii pe care dumneavoastră ați dat-o pentru Complexul Energetic Oltenia de a ieși mai repede la pensie. Vreau să vă mulțumesc. Fie că discutăm de Rovinari, de Bâlteni, de zonele afectate de minerit. Acesta, da. Știm că ați făcut lucrul ăsta. Uite, partea asta de ieșirea spre Tizmana, spre Baia de Aramă. Da, nu e un lucru simplu să faci 40 de kilometri de covor asfaltic. E un drum care... nu mai eu știu prin ce eforturi le-am făcut. Dar sunt beneficiar o groază de gorjeni. Toți care se duc în partea asta. Lelești, Runcu, Arcani, Tizmana, Padeș, Peștișani. Oamenii au simțit, pentru că era un drum care nu se circula în condiții normale. Oamenii vin către Târgu Jiu, din zonele acelea. Vă dați seama, și practic era cam singurul tronson nereabilitat din Gorj. Sunt atâtea drumuri județene reabilitate. Ce înseamnă confortul nostru? Până la urmă, toți ne deplasăm, mergem. Adică, dacă n-ai condiții civilizate, normale, sigur că se resimt. Lucrurile astea, toate adunate, fie că știe, fiecare știe, domne, te-ai implicat, știu, uite, am făcut sediul registrului. După 5 ani, da, eu l-am aprobat pe investiții, am mers. Beneficiarii sunt gorjenii. Am adus bani pentru uzina mecanică Sadu. Am adus bani pentru toate spitalele din Gorj. Ne-am luptat. Președintele Consiliului Județean, cu toată echipa, haide să vedem, aducem, s-au dus banii, nu am ținut cont de culoarea politică, au venit banii în Gorj pentru că gorjenii sunt beneficiari unor servicii de calitate, s-au creat locuri de muncă noi, dar acum este situația așa îngrozitoare prin care, să știți că nu am trecut românii, poate știu în perioada de austeritate 2009-2010, atunci când s-au tăiat salariile, pensiile, când s-au închis școli, spitale. Dar toate aceste, eu știu, nesiguranță, toată această nemulțumire, toată această teamă vine din faptul, provine din faptul că sunt sute de mii de locuri închise. Și plus spuneau specialiștii că efectele negative se vor vedea... și se propagă exact ca valul. Încă n-am atins apogeul. O criză economică ne paște. Dacă nu suntem în stare să venim cu măsuri,
Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în aceste luni de guvernare PNL a fost haotic. S-au impus măsuri, cei care trebuia să le respecte sau cei care le-au impus nu le respectau. Au fost date tunuri în pandemie cu materiale și echipamente de protecție care asigurau siguranța, vorba aia, viața fiecăruia dintre noi. A început școala. Haos total. Nu tu tablete, nu tu măști date, nu tu internet în școli. Nu se știe cum. Capacități, abilitățile de a profesorilor de a practica educația prin online. Vedeam aseară cifre îngrijorătoare, faptul că din septembrie, de când au început școlile și până acum, peste 2000 de elevi, de copii au fost depistați ca fiind infectați cu COVID-19. O cifră destul de îngrijorătoare, pentru că, iată, n-au început de foarte mult timp școlile. Dar gândiți-vă, s-a închid școlile, copiii sunt acasă, sunt trimiși acasă. Ce fac părinții? Nu pot să-i lase singuri. Nu s-au plătit concediile medicale, șomajul tehnic din lunile trecute, când au fost obligați oamenii să stea acasă. Locuri de muncă, repet, închise, sute de mii de firme care și-au pus lacătul. Gândiți-vă în ce situație se află o familie care nu mai are siguranța sau viitorul locului de muncă. Gândiți-vă cum să uită în ochii copilului când îi cere ceva. Nu mă refer la echipament didactic de învățat. Lucruri normale, utilitățile, de unde pui pe masă hrana, agricultorii români, subvențiile nu există, tot ceea ce s-a întâmplat în calamități, practic sumele necesare n-au fost primite la timp, deci ei erau făuritorii hranei. Ce facem mai departe? Este o situație extrem de îngrijorătoare prin care trec oamenii. Să știți că se uită cu speranță la orice, dar din păcate luminița aia se stinge la capătul tunelului și chiar nu se mai vede. Să știți că oamenii vor schimbare. Vor schimbare și parcă în această perioadă, domnule președinte, s-a încercat așa o învrăjbire a populației. Am văzut că au fost de luni de zile oamenii sunt amenințați cu dosare penale, cu sancțiuni drastice. Astăzi vedeam că li se recomanda oamenilor să sune la 112 și să filmeze persoanele pe stradă care nu poartă mască de protecție. Până la urmă, ce se va întâmpla? Imaginați-vă că se trezește un om care nu poartă mască de protecție cu altul care îl filmează sau care sună la 112 să-l reclame. Cum vor reacționa oamenii ăla? Ce să ne așteptăm? Se lupte să vânează, oamenii pe stradă, unii cu alții? Să știți, adică, să știți că așa ceva, nu știu, așa ceva cred că nu s-a întâmplat și nimeni nu putea să anticipeze. Cu toate că am avut exemple, majoritatea țărilor europene și-au pregătit tot acest demers. Dar ce să mai vorbim, că doar știți foarte bine, la începutul anului, când Organizația Mondială a Sănătății trăgea semnale de alarmă, cei din fruntea trebuie spuneau, nu vă îngrijorați că e o simplă răceală. Când toți achiziționau echipamente specifice, iată că acum vedem că ATI-urile sunt blocate toate, nu mai sunt locuri de primiri în țară, e un dezastru. Puteam să achiziționăm spitale mobile, laboratoarele speciale, se puteau face multe lucruri, dar toate aceste achiziții, ce s-a întâmplat cu ele? Am văzut raportul Curții de Conturi. Echipamente achiziționate cu de 10, 50, 100 de ori mai mare prețul decât cel normal. Care au fost neconforme. Și aici este problema, că măcar dacă erau de calitate, le foloseau zac în magazii pentru că sunt neconforme. Tunuri financiare, numiri care mai de care mai controversate, mai ciudate. Gândiți-vă să numești un șef de pompe funebre managerul unui spital. Adică vorbim de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Dom'le, dacă ai obligație, dacă trebuie să susții pe cineva, chelnă numiți, adică cu tremurătoare. Eu nu zic, dom'le, pun, sunt anumite lucruri, sunt anumite susțineri politice, dar du-i pe domeniul în care profesează, în care au cunoștințe, adică mă aducem un chelner la spital, da, să haideți că da, gestioneze, să mai ales în această perioadă în care... Exact, deci te cutremură ceea ce s-a întâmplat. Eu nu spun că, dom'le, guvernarea PSD sau guvernarea, nu știu, au făcut numai lucruri bune sau totul a fost roz, petale de trandafir peste tot, nu. Dar haideți să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat într-o perioadă și de asta mai recentă. Pentru că haideți să fim serioși. Guvernare PSD, unii spun, dom'le, 30 de ani de guvernare, e o minciună. Deci, Partidul Social Democrat, împreună cu aliații, n-a guvernat mai mult de 14 ani. 16 ani a fost tot timpul guvernare de dreapta. Guvernare de dreapta care în mare parte a însemnat austeritate. Haideți să ne uităm în trecut și să ne dăm seama. Facem o comparație între 2016-2019.
Dacă cineva are curiozitate să-și mai aducă aminte sau dacă vrea să ia un fluturaș, fie că discutăm de un muncitor în construcții, într-o firmă, fie că discutăm de un profesor, doctor, să ia un fluturaș din 2016 și unul din 2019. Clar, poate că unii vor să uite, poate că unii au uitat, dar realitatea este cât se poate de clară. Am avut o creștere economică continuă, România. S-au făcut lucruri bune, s-au și greșit, repet, au fost greșeli făcute. Dar măcar lucrurile astea bune, hai să le conservăm, indiferent de guvernarea care este, de stânga, de dreapta, de ce. Nu, lucrurile bune sunt făcute pentru oameni. Hai să le conservăm, hai să fim, adică nu să, atâta patimă și așa cum spuneați dumneavoastră, atâta răutate, n-am văzut și cred că n-a trecut țara asta. Pe oameni nu interesează de ei, îl interesează capra vecinului. Tot timp, de ce el are, de ce l-a făcut. Aici, dacă a fost un program, uite, tomatele, de exemplu, un program care a prins, dar dacă a fost inițiat de guvernul PSD, nu e bun. Aruncați-l. Hai să facem noi altceva. Păi dacă programul ăla a mers, a prins, funcționează acum, de ce să nu sprijinim fermierul? De ce să nu sprijinim omul care chiar s-a implicat? Pentru că omul ăla n-are o culoare politică. Să știți că mulți n-au treabă, poate n-au nicio treabă cu politica, nici nu știu ce înseamnă partid de stânga, de dreapta. Dar trebuie să sprijinim omul ăla să-l aduci. Nu, a fost atâta răutate. Nu, că dacă e făcut de PSD sau dacă e făcut... Știți cum era atâta răutate pe PDL-ul? PDL-ul, domne, dezastru ce a făcut. Bun, au făcut și lucruri bune și PDL-ul. Au făcut și lucruri... Dar în momentul când au început tăierile, când a început perioada de austeritate, toți erau PDL-ul. Ce au făcut cei de la PDL-ul? O mică mișcare strategică. A luat o haină, altă haină. Și a zis PNL, o parte din... O parte s-au regăsit, unii nu. Dom'le, noi nu mai suntem din pedeliște. A avut curaj Băsescu să se rupă, care, haideți să recunoaștem, e un om politic abil. S-a rupt cu o frântură, are curajul să dea cu pumnul masă. Poate nimeni nu se gândeau că o să regrete pe Băsescu la vremea aia, credeți? Dar acum a început să regrete. Pentru că omul a punctat, a fost unde a fost, a ridicat. Dar gândiți-vă așa ca și parcurs al unei formațiuni politice. Numai, știi că ai făcut și că ai făcut niște chestiuni. Hai, cei care au venit după ei, că a fost o coaliție, că tot timpul au fost, n-a fost un partid. Sau așa acum, nu vedeți, e Dreapta Unită, PNL, USR, PMP, jumate din aia, un sfert din aia, grupuri, grupulețe, nu se înțeleg nici ea. Ca peste tot, adică nu totul e roz și nemaipomenit. Dar, hai să luăm ce a funcționat, ce e bine. Nu, suntem acolo puși în capul trebuie să facem treaba pentru români. Nu pentru o formațiune sau altă, că azi ești, mâine nu mai ești. Totul este ciclic. Nu o să fii la infinit la putere, nu o să fii la infinit în opoziție, așa e normal. Dar toate astea, că de-aia trebuie să fie și o opoziție zdravănă, sănătoasă, pentru că asta ajută democrația. Dacă există tot timpul, trage semnale de alarmă, oamenii încep să se gândească. Dom'le, e bine, nu e bine cum fac, analizează de 5 ori situația până o pune în practică. Dar acum observăm că totul este haotic. Totul nu are sens. Ce să înțeleagă oamenii? Pentru că amintea ce dumneavoastră, la început ni s-a spus este o simplă răceală, nu vă speriați. Ulterior ni s-a spus stați în casă pentru că dacă nu vom număra morții, vom avea morți pe bandă rulantă. Acum ni se spune că situația este ținută sub control, însă de fapt vedem record negativ după record negativ. Iese președintele Iohannis și spune că îi urechează pe români până la urmă. Spune că ei sunt de vină pentru numărul uriaș de infectări, că petrecerile de după alegeri sunt de vină, însă haideți să o luăm la gorj. Spune domnul președinte că petrecerea am avut la Bâlteni, unde a fost organizată chiar de către un primar liberal. A fost și amendat cu sute de persoane, unde au participat inclusiv lideri ai Partidului Național Liberal. Mai amintea domnul președinte despre întrunirile din campanie. Dacă o luăm tot la nivel județean, la Târgu Jiu s-a organizat în Parcul Central o astfel de adunare, tot de către Partidul Național Liberal, cu sute de persoane. Acolo nu s-au dat amenzi pentru că polițiștii au cam însoțit așa pe cei de la Partidul Național Liberal. Și atunci, oamenii care spun zilnic, le spun oamenilor să respecte niște restricții, tocmai ei încalcă legea. Și tocmai ei sunt cei care ies public și îi urechează pe oameni. Spune, domne, sunteți de vină, bateți-vă pe stradă, eu știu, filmați-vă, sunați la 112, stați în casă. Și atunci ce să înțeleagă oamenii? Să respecte măsurile pe care nici ei nu le respectă?
Să știți că asta este o reacție a unui om care își dă seama că a ieșuat într-o direcție. A unui grup, a unei formațiuni, în cazul de față a guvernului PNL. Nu mai țin nici pandemia sub control, nici economia. Deci totul este într-un picaj și de aceea am venit cu o soluție și sigur oamenii au început să aprecieze. Gândiți-vă, 2016. În 2016 am venit în fața oamenilor cu un program de guvernare. Cu puncte foarte clare, ceea ce ne dorim, ceea ce vrem să facem și de contul sau ziua în care trebuie să tragem linie este pe 6 decembrie. Atunci, obligația noastră, că așa e normal, obligația morală, să venim în fața oamenilor cu acel program și să avem curajul să spunem ce ne-am realizat și ce am realizat. Pentru că așa mi se pare corect. Din punctul meu de vedere, mai mult de 80% din ceea ce am promis atunci românilor am realizat. Dar discutăm concret cu programul în față, că așa mi se pare corect. Dom'le, am făcut asta, n-am făcut asta. Așa e normal și corect. Acum, s-a schimbat conducerea partidului. A fost o trecere, o perioadă destul de delicată pentru PSD, pentru că de-a lungul timpului acest partid a fost condus într-un mod foarte autoritar. De persoane, personalitate puternică, caractere puternic. Modul în care este condus partidul acum, de către Marcel Ciolacu, împreună cu toți, cu noi toți, suntem toți acolo în echipa de conducere, cei care ne știm, ne cunoaștem și cei care până la urmă au avut rezultate, trebuie să o recunoaștem bune. Până la urmă, meritocrația ar trebui să stea în spatele fiecărei echipe și atunci când se iau decizii. Încercăm să... Și am încercat de-a lungul timpului și se pare că de-abia acum a început să prinde faptul că este o nouă abordare a partidului. Venim cu ceva nou. Pentru că ținem cont de evoluția societății, de dorința oamenilor. La un moment dat, poate că și aroganța asta și personalitatea asta și autoritatea asta mult prea excesivă n-a condus la ceva bun. Adică oamenii s-au săturat. Ați văzut că și chestiunile astea conflictuale nu mai prind. A fost o perioadă în care dezbaterile, chestiunile astea conflictuale țineau prima pagină, prindeau chestiunile de cancan. Numai, mai ales pe fondul a ceea ce se întâmplă cu lumea asta, cu pandemia asta, nu mai prind chestiunile astea. Nu mai au timp oamenii să uite la... Ce să, da, să-ți bat unii, să-i ceartă, să, da. Nu, acum trebuie să vii și să ții cont de ceea ce își doresc oamenii. Și aici la Gorj, și mai ales la centru, venim cu ceva nou, cu o nouă abordare. Am pregătit la nivelul Partidului Social Democrat de la centru un program de guvernare pentru perioada 2020-2024, care trebuie să puncteze clar anumite aspecte. Locurile de muncă. Dumnezeu, asta trebuie să fie principalul. Cum? Conservă ce ai, protejează. Pentru că vreau să vă spun, realitatea este una cruntă. Sunt peste 1 milion de locuri de muncă. Închise temporar sau definitiv. Sunt sute de mii de firme care, repet, și-au pus lacătul pe porți. Nu? Asta e realitatea. Ce faci? Cum dezvolți laturi importante? Cum susții componente importante ale economiei? Aici trebuie un plan coerent, predictibil, un program adevărat aplicat. Știți cum? Adică omul la ce se gândește în primul rând? Dom'le, viitorul meu, al meu, al familiei mele, gravitează în jurul locului de muncă, da? Bun, venitul meu. Care este venitul meu? Cum trebuie intervenit? Eu așa aș vedea. Practic, veniturile mici. Impozit zero. Salariile mici, sub 2.000-3.000 de lei, brut. Dom'le, zero impozit. De ce să mai impozitez săracul, să-l agrevez? Bă? Da, hai să impozităm salariile mari, că e normal. Hai să creștem pensiile mici. Așa cum am aplicat niște măsuri, am eliminat la pensiile sub 2000 de lei CSS-ul. Am eliminat impozitul, e normal. Hai să creștem pensiile mici, că este anormal, este o inechitate să pui același procent de creștere unei pensii mici față de pensii mari. Vă dau un exemplu. O pensie de 7000 de lei, că pensie extraordinar de mare, pentru că vorbim de 1 milion și ceva de oameni care au pensie sub 1000 de lei, să fim serioși. Îi pui la o pensie de 7000 de lei 10%. Și de asemenea îi pui la o pensie de 1000 de lei 10%. La 1000 de lei înseamnă 100 de lei. La 7000 de lei înseamnă 700 de lei, de 7 milioane. Păi mai bine aș face invers. Aș crește-o pe aia mică cu 7 milioane
Și atunci ar simți omul că s-ar duce de la 10 milioane bani vechi la 17 milioane și ar însemna ceva, 20 de milioane înseamnă ceva. Și aș crește pensia mare cu un procent mic, pentru că este destul de... e suficientă. Haideți să fim serioși. Că stai să te întreb, cum trăiește un om cu 1000 de lei? Sau o familie cu 2000 de lei să mai aibă și un copil? Și sunt oameni care chiar reușesc. Să știți că reușesc, dar nici nu știi cum. Ce eforturi fac, cum să hrănesc oamenii și grija zilei de mâine nu pe care te mai gândești, că acum de-aia vorbeam de deschiderea școlilor. Păi, tu n-ai dat tablete la copii. Sunt familii care au 2-3 copii, da? Acces la internet nu există. Profesorul nu are, vorba aia, tableta necesară prin care să transmite informațiile, actul educațional să fie cât de cât la un standard de calitate. Dar noi am intervenit cu colegii și am spus, dom'le, trebuie un stimulent lunar fiecărui cadru didactic de 2000 de lei. Este un proiect legislativ depus de PSD. Sunt convins că toți vor vota, pentru că nu poți să te opui la asemenea lucru. Cadru didactic auxiliar, 1500 de lei lunar. Îl ajuți pe om, ajuți provezi, pentru că fiecare dintre noi ne trimitem copilul, vreți să-l educăm. În ce condiții? Bun, să închid școlile, să duc acasă copiii. Repet, ce fac părinții? Medicalul nu s-a plătit, șomajul trebuie să se sacrifice, să renunțe pentru asta cu... Dar nu sunt procedurile puse la punct. După 10 luni de zile de guvernare, sau hai să zicem după 7 luni de zile de COVID, de pandemia asta, nu avem niște lucruri coerente puse. Cât mai simplu aplicate pentru fiecare om. Dom'le, trebuie să faci lucrul ăsta, ăsta. Uite, Horeca acum vor să închidă. Ați văzut că erau oameni sunt în stradă. Proteste, au ieșit, păi e normal că, vă dați seama, patronii, după ce că au fost afectată toată perioada, acum iarăși pun lacătul. Au mai luat o gură de oxigen, au mai reinvestit în deschiderea teraselor, a localurilor, în condițiile impuse, sigur, de reglementări, distanțare și așa mai departe. Acum iarăși, ce fac oamenii? Le spun oamenilor că pot să țină terasele deschise, să mă ierte Dumnezeu, pe timpul ăsta când plouă, mi se pare o batjocură să-i spui omului că poți să-ți mai ții terasa, de... restaurantul ți-l închid, dar poți să ții terasa. Cât să mai poți să mai ții și terasa? O săptămână, două. Însă deja nu mai stă nimeni. Deci oamenii e totul mai... haotic, da. Nu, am trecut așa, că am plecat de la schimbările petrecute și de asta am făcut o trecere. Tot la final ajungem la... Ajuns, da. Tot la final schimbările, de asta vreau să spun că s-au produs schimbări la nivel central, normal. Venim și am venit, chiar s-a prezentat zilele acestea, am și discutat la centru, avem câțiva specialiști care au lucrat pe diverse domenii, venim cu un program clar pentru perioada 2020-2024. La noi, la Gorj, am obținut un scor extraordinar de bun. În condițiile în care mulți ne cântau prohodul, domne, nu o să facă echipa. Coliva, lumânările. Da. Nu, am obținut exact ceea ce ne-am propus. În primul rând, ne-am propus să câștigăm Consiliul Județean. Asta înseamnă județul întreg. Am câștigat Consiliul Județean, majoritate în Consiliul Județean, avem tot ceea ce ne trebuie, avem o echipă de consilieri județeni, pe fiecare domeniu în parte am lucrat cu toții la programul de dezvoltare a județului, am obținut un scor care, să știți că poate nu ne-am așteptat la el așa, de în condițiile în care Partidul Național Liberal și celelalte formațiuni politice, dar mai ales Partidul Național Liberal, cel care are vorba aia cârma țării, guvernul, a făcut niște eforturi uriașe pentru a nu obține în Gorj asemenea scor. Vizite începând de la premierul României, vicepremier, ministrul finanțelor, ministrul economiei, s-au perindat toți, care mai de care, unii cu tolba plină de promisiuni, alții cu sacoșa goală, fiecare cum a avut rucsacul, ce și-a apucat așa să ia la în primă înfățișare. Bineînțeles, cazul cel mai elocvent a fost al premierului când a venit la un moment dat cu așa de multe promisiuni încât oamenii nu știau ce să mai creadă, dar totul s-a petrecut în perioada campaniei sau pre-campanie și atunci oamenii nu mai cred. Și-au dat seama că nu mai cred, dar la un moment dat scotea din rucsac așa de multe promisiuni încât mă gândeam că... Toate lucrurile se rezolvau nu, atunci. Nu, dar cel puțin până de Crăciun aveam și trenuri suspendate, zburam cu baloane, deci erau totul roz, locuri de muncă deja era în exces, șomajul coborâse la minus 0%, adică era ceva senzațional, da? Am văzut. Ne-au promis...
Au plecat și au luat promisiunile. Da, și vedem că nu s-a realizat nimic din tot ce au dat și în anumite, la anumite investiții au dat și niște termene, au trecut săptămâni, luni de zile de la termene. Nu mai, deci se știe și s-au convins oamenii. Știți ce ne spuneau oamenii când mergeam în campanie? Nu, da, ce, cum putem să votăm noi? Chiar nu ne-ar fi rușine să votăm noi o formațiune politică care nu vrea să dea alocațiile pentru copiii noștri? Și așa este, că până la urmă ți era rușine. Și să știți că de multe ori am avut discuții cu membri sau foști membri de partid din Partidul Național Liberal, care spuneau, domnule, eu am susținut formarea, eu am dat, dar cum e posibil ca oamenii ăștia să nu se gândească la noi? Că nu ne dau, ne-au promis pensii, nu ne-au dat. Ne-au promis că ne dau locațiile, legi în țara asta care nu sunt aplicate de ei, nu ne dau. Pe unde s-au dus banii? Că tot se împrumute, vedem că mai iese și domnul ministru Câțu, mie mi se pare cel mai tare ministru pe care l-a avut România. Pe cum? Adică atunci când a fost, râdeam colegi în Parlament, era și o glumă, atunci când a fost nominalizat ca premier, știți cum, sfert de oră înainte, a dat bir cu fugiții și am zis, ne duceam la un film și zice, domnule, ne-a fugit mireasa, ce ne facem? Noi nu și ne-am pregătit să votăm în Parlament, a fugit mireasa. Atunci a rămas așa, domnul Câțu mireasa, a fugit și da. E, domnul Câțu la fel, iese la, pe posturile naționale și domnule, senzațional, România. Domnule, oameni buni, adică unde ne aflăm? Păi, noi ne împrumutăm cu 1000 de euro pe secundă. Împrumuturile au ajuns, au ajuns la niște sume gigantice. Adică niciun guvern, nu neapărat PSD, PNL, niciun guvern în ultimii 30 de ani nu s-a împrumutat în 3 ani cât s-a împrumutat domnul Câțu în 10 luni de zile. Deci în 3 ani de zile... Nu știu, că și noi l-am chemat în Parlament de atâtea ori. Deci, pe lângă faptul că el... Să știți că a intrat și în cartea recordurilor. Deci, de 5 ore a luat, nu știu, vot de blam în Parlament. Deci a fost chemat în Parlamentul României, în comisiile de specialitate. A luat vot negativ în comisiile de finanțe, buget din Parlament, pentru că așa e cutuma. Trebuie să treci, să-ți iei un accept de la comisii în momentul când ești nominalizat ca și ministru. Le-a picat pe toate. Deci, așa, pe rând, continuu. A fost chemat în Parlamentul României să spună, nu, hai să vedem, oamenii trebuie să fie informați. Ce se întâmplă cu banii? Care sunt intențiile voastre? Ce vrei să faci? Cum dezvolți România? Întrebări firești. N-a venit niciodată. Niciodată. Ba s-a îmbolnăvit, ba a avut o delegație externă, dar era în birou, m-a găsit scuze. Dar asta este, nu. E, chiar nu e de râs. Adică ne distrează, dar chiar nu e de râs, că e pe spinarea noastră să întâmple ce se întâmplă. Și exact. Este extrem și de grav. Și acei bani, până la urmă, domnul Câțu, presupun că va trebui la un moment dat să-i dea și înapoi. Da, da, știți ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut ieri sau alaltă, nu știu, am văzut la televizor, nu că m-ar interesa într-un mod deosebit, așa am ajuns, faptul că cei de la Partidul Național Liberal se mândreau cu el și spuneau, domnul Câțu va deschide lista la Senatul României în București. E un model, într-adevăr, un model de urmat foarte bine. Nu, din partea noastră, felicitări și tot ceea ce e mai bun pentru... Nu, da, să știți poate că va este... veni până la urmă, dacă, eu știu, dacă îl veți mai chema, poate va veni și domnul Câțu și va da aceste răspunsuri, pentru că și românii sunt interesați, mă gândesc să afle... Să știți că, să știți că au de răspuns la foarte multe întrebări în ceea ce privește Gorjul. Eu chiar am făcut o interpelare ministrului Energiei, pentru că nu mi se pare normal ceea ce se întâmplă cu unitatea economică de care depinde Gorjul. Complexul energetic Oltenia, și vreau să rețineți că este un lucru cât se poate de serios. Dacă această companie își închide porțile, Doamne ferește, va fi una dintre cele mai mari probleme sociale ale României. Pentru că nu vorbim numai de angajații din Complexul Energetic Oltenia. Vorbim de zecile, sutele de firme care au zeci și sute de angajați care depind de aici. Vorbim de zeci de mii de familii. Ori tu ca să vii, vii tu ca premier și faci niște declarații total nefericite că vei închide această producție de energie pe bază de cărbune. Vii acum și spui că planul de restructurare pe care trebuia să-l trimiți în anumite condiții Comisiei Europene este secret. Păi nu, oameni buni, nu s-a mai întâmplat așa ceva până acum.
Cum să fie un plan? E normal să știm și noi ce se întâmplă cu soarta acestei unități, pentru că ne afectează și pe toți. Și oamenii, salariații, trebuie să logic. Știe ce se întâmplă adică, cu ei. Adică, bun, ei spun, domnule, nu o să fie restructurări. Declarații, Păi eu vă spun că legea pe care am făcut-o noi protejează 3-4 mii de oameni. Îi trimite la pensie. Deci sub protecția legii pensiilor să ducă acei oameni. Beneficiază de acea lege. Dar în locul lor trebuie să vină alți oameni, alți specialiști. Ori, dacă pe lângă acei oameni care pleacă natural la pensie, mai faci și disponibilizări, pentru că nu are logică, spui, vom închide capacități de producție și vom menține același număr de personal. Unde e logica aici? Că nu e logică, clar. Dom'le, în momentul când spui că vei închide capacități și trebuie să redeschizi altceva, să pui altceva în loc, dar tu nu vii cu soluții, ce pui? Pentru că vorbim despre o povară fiscală care an de an CO trebuie să o suporte. E vorba de certificatele CO2. Ori de ce nu s-a intervenit? S-a dat un ajutor de stat, da? Dar un ajutor de stat condiționat de Parlamentul European, de Comisia Europeană, care trebuia să trimiți, să vii cu un plan, să-l dai după 6 luni. Tu fii conștient fiind de faptul cei de la PNL că nu o să poată restitui banii ăștia. În momentul în care am intervenit pe ordonanță, eu, în Parlament, și am avut discuții și cu ministrul și am spus, dom'le, ți-am făcut un amendament, ți-am modificat asta, în care hai să ducem termenul de 6 luni la 2 ani de zile. În 2 ani de zile vezi cum te... N-am nevoie, dom'le, eu o să dau bani, sunt pregătit, n-am nevoie. Bine. Poate ajută domnul Cățu. Da, s-ar putea. Nu, dar știți ce n-am înțeles? De ei ajutor. Dom'le, această unitate este unitate de strategie națională. Este unitatea care ți asigură cel mai important lucru în lume. Independența energetică. Da, cu acei 20-25% din necesarul de energie. Dar nu ține cont de factorul meteo. Pe aici statul român ar trebui să intre anual din bugetul României suport pentru unitatea respectivă anual povara fiscală. Demonstrează că tu ți aduci aportul, că poți să în limita unei sume poți să iau din resurse proprii atâta cantitate, restul eu ca stat am datoria pentru că este interesul meu ca stat. Acum să vedem ce conține planul ăsta. Bun, și bună întrebarea. L-a trimis la Comisia Europeană. Știm foarte bine că a fost o perioadă în care trebuia să depună solicitări firmele interesate. Firmele au cerut clarificări și au zis, dom'le, nu ne putem încadra în termenul respectiv, pentru că nu avem nici date reale, mai ales și cu pandemia ce se întâmplă. Trebuie să-ți faci un plan, un program, care să ai niște date despre consum ce se întâmplă. Ei au spus, dom'le, cu siguranță, noi nu putem să vă asigurăm, să garantăm că vom face un plan care să fie și aprobat de Comisia Europeană. Dacă Comisia Europeană nu aprobă plan. Pun și o întrebare. Că există două variante, nu sunt mai multe. Aprobă sau nu aprobă planul? Îl aprobă în ce condiții, cu ce amendamente, nu-l aprobă, ce face? Ce se va întâmpla? Da. Aici ai problema, da. În sfârșit, de-aia spun, vin oamenii, vin și fac niște declarații care șochează. Și atunci oamenii zic, dom'le, dar cum să mai votăm noi? Sau cum să susținem noi Partidul Național Liberal? Când vor să ne închidă, nu ne dau bani, nu ne dau alocații, nu ne dau pensii, nu venituri, să împrumută ce fac, numiri, tunuri date în pandemie. Deci n-au niște elemente clare care să-i susțină, să-i motiveze. Repet, acum nu spun că PSD-ul sau PD-ul sau alte formațiuni, domnule, au făcut numai lucruri nemaipomenite. Dar lucrurile bune care s-au făcut, hai să le protejăm pentru că le-au făcut pentru noi, pentru oameni. Au crescut venituri, s-au deschis, uitați-vă, numai în Gorj câte investiții sunt care toate concură la ridicarea calității vieții fiecare dintre noi. Că vedem apă, canal, o stradă asfaltată, gaze într-o parte, școli, dispensare medicală, în toate zonele din Gorj s-a văzut, adică e altceva, a crescut nivelul de trai. Până la urmă, înainte de pandemie, aveam șomajul la un minim istoric. Deci, locuri de muncă existau, aveam o certitudine, un viitor. V-am zis, uzina mecanică Sadu, vorbim de Bumbejiu, a primit resurse, n-a primit în 30 de ani. Vorbim de 1000 de oameni din Bumbejiu care lucrează acolo, sau din zonele apropiate. Complexul energetic Oltenia. Am sprijinit cu diverse... Pentru că le-am făcut, nu le-am făcut pentru, că, domne, pentru o formațiune, că e nu știu ce formațiune politică, nu. Pentru oameni, pentru gorjeni. Care sunt beneficiarii acestor... Categoric, măsuri. Categoric sunt. Să ne reîntoarcem, pentru că mai avem foarte puțin timp. A trecut timpul repede și cu ce ne-am propus să începem, iată, discutăm la final. L-am lăsat la final. S-au produs schimbări în organizația municipală după aceste alegeri locale. Spuneți-ne, dumneavoastră, înțeleg că domnul Aurel
Popescu, deci, a fost înlocuit cu Cristian Grușan, A fost câteva schimbări care erau normale, unele au venit de la sine, unele trebuia să le facem. Sigur că am luat la analiză atât în timpul ăsta scurt câteva organizații. În municipiul Motru, domnul Hanu și-a dat demisia în calitate de președinte și automat primarul Cosmin Orega, primarul municipiului Motru, va prelua organizația de acolo. La municipiul Târgu Jiu, Aurel Popescu și-a dat demisia. Cristi Rujan, fostul prefect și consilierul județean, omul în care eu am crezut și l-am susținut de când a venit prefect și am văzut că a și fost o piedică în calea guvernului Orban, pentru că a rămăsese singurul prefect neschimbat din toată țara. N-a avut posibilitatea să se schimbe. A spus-o domnul Orban chiar într-o ședință. Păi vă dați seama că știam, fiind un alt funcționar venind de acolo, un an de zile nu putea, conform codului administrativ, să-l schimbe. Și atunci am știut. Vă dați seama, când spunea Gorj... A trimis controale, păi când se ducea la Gorj, vedea așa, Weber, Rujan, Gorju, ce fac acolo? Vă dați seama, dacă nu s-a stăpânit în ședința de guvern. Deci aici Cristi, împreună cu echipa, a preluat organizația și, sigur, alături Aurel rămâne Aurel executiv și, mă rog, ceilalți membri, dar trebuie luată și făcut o analiză pe fiecare secție în parte. Sunt multe de construit. Avem am propus câteva schimbări normale, firești. Crazna, primarul localității, trebuie să fie președintele organizației. La Telești, de asemenea, primarul localității care a ieșit de la PSD trebuie să preia organizația. Mai avem, sigur, câteva situații de genul ăsta unde a trebuit să facem nominalizări, Polovragi, sunt câteva, mai avem și câteva în analiză în următoarea perioadă, dar sunt normale schimbări. Trebuie să vedem acolo unde n-a funcționat, ce n-a funcționat și să intervenim, pentru că vom intra în campania electorală pentru parlamentare și atunci, sigur, motoarele trebuie să fie turate la capacitate. Am văzut care este reacția oamenilor, a electoratului, și este singura noastră preocupare, este pentru gorjeni și să nu dezamăgim. Domnul Weber, ce n-a mers la municipiul Târgu Jiu? Eu știu, să fi fost stânga prea ramificată, partidele de stânga, pentru că au fost foarte mulți candidați din partea... Este unul dintre motive. Sigur, și voturile luate de celelalte formațiuni de stânga au influențat, pentru că practic tot din partea PSD l-au luat, ca trebuie să fim sinceri, și Partidul Verde, automat, și Pro-România, sunt tot voturile ale Partidului Social-Democrat, cei care sunt acum în aceste formațiuni au fost în PSD și cunoșteau oamenii, structura și așa mai departe. Deci este clar, proporție de mai mult de 90% voturile sunt tot din stânga luate. De asemenea, un alt factor a fost prezența scăzută la vot. Extrem, adică scăzută. În Târgu Jiu, mai puțin de 30%. Dacă ne gândim cu ce procent a câștigat alegerile cu primarul din municipiu, cu mai 15%, mai puțin 15% din populația Târgu Jiului l-a votat, nu-i conferă o legitimitate din asta, dar a câștigat, asta este primarul municipiului și își duce proiectele la sfârșit, așa ar trebui. La municipiul Târgu Jiu nu mai există stare conflictuală. Tot ceea ce înseamnă proiecte pentru comunitate vor fi votat, indiferent cine le propune, ce formațiune, vor fi votate. În schimb, vom taxa orice derapaj, orice abatere de la cheltuirea abuzivă a banului, de la numiri ciudate, de la și alte. O să... Deci înțeleg că veți rămâne în opoziție în Consiliul Local. O să le arătăm târgujienilor ce înseamnă opoziție hotărâtă. O echipă puternică acolo, o opoziție care trebuie să arate neregulile dacă există. Repet, orice proiect constructiv va fi susținut și votat fără niciun fel de discuții. În mare, faptul că am pierdut Târgu Jiu, sigur, contează foarte mult pentru noi când ne-am propus. Dar în mare, pierderea de aici a fost acoperită de alte și alte localități unde chiar am avut scoruri foarte bune, localități cu potențial electoral foarte mare, și scorul pe care l-am avut în peste 42-43% în Târgu Jiu, comparativ cu 28% PNL,
Vă dați seama, cu toate eforturile făcute, cu toate presiunile, cu toate promisiunile, cu fiecare primar, consilier, luat la mână, promis. Și cu primari importanți luați pe ultima sută de metri. S-au făcut mișcări, dar am reușit să ținem piept și chiar am obținut un scor deosebit. Bun, ne-a plasat așa, cum ați văzut, printre primele... Da, de obicei, Gorjul a fost roșu și la aceste alegeri locale. Urmează alegeri parlamentare, suntem pe finalul emisiunii, spuneți-mi, s-au făcut listele, s-au schițat cel puțin așa? Da, am dat drumul la... Bănuiesc că dumneavoastră cu siguranță veți deschide. Da, eu am spus-o de la bun început, eu merg la Camera Deputaților, tot la Camera Deputaților, pentru că am și câteva proiecte pe care trebuie să le continui. Mă rog, eu cred că m-am familiarizat cu locul de muncă acolo și acolo cred că performez, că na, e normal. Am dat drumul la scrisoarele de intenție și pentru fiecare pretendent, pentru fiecare candidat. Urmează în câteva zile să avem și să vedem solicitările, să le centralizăm. S-au cam transmis așa, cam criteriile, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fiecare, practic profilul candidatului pentru fiecare poziție în parte de parlamentar. Sigur, poate unii o să se califice, poate unii nu, să știți că sunt foarte strict în a aplica un filtru, pentru că vreau ca echipa de la Târgu Jiu să aibă rezultatele cele mai bune. Ce s-a întâmplat acum 2 ani de zile? Practic am obținut 4 posturi de deputați și între timp 2 persoane au plecat, 2 deputați au plecat de la Forum. Eu nu vreau să se întâmple așa ceva, să se mai întâmple așa ceva în organizația de la Gorj. În primul rând, din respect pentru toți membrii, pentru toți cei care au optat, consilieri, primari, pentru niște oameni. Aici mi se pare că legea este... A trebuit poate să fie cumva ca la primării, dacă schimbă deci formațiunea s-ar părea, politică, mi s-ar să-și părea, exact, mi s-ar părea potrivit că atunci când pleci dintr-o formațiune politică ca și parlamentar, să-ți pierzi mandatul. Nu e normal, adică ai plecat, tu te duci, țopăi la 3-4 formațiuni, practic îmbrățișezi o ideologie așa peste noapte. Dintr-o dată nu te mai regăsești la liberal, te regăsești social-democrat sau o formațiune de mijloc sau, mă rog, în alte formațiuni. Nu mi se pare normal. O echipă a muncit, o echipă întreagă dintr-un județ a muncit, indiferent de formațiunea politică, să te scoată pe tine parlamentar, să te trimite acolo, să-i reprezinți pe oameni și tu după o lună, două, trei, un an, automat, ce faci? Ai dat cu picior în munca unor oameni. Eu unul nu m-aș mai putea întoarce în județul ăla. Dar îmi trebuie să mă duc către oamenii care m-au susținut și m-au muncit și să le mai cer sprijinul sau votul. Deci mi s-ar părea, dar în sfârșit, fiecare cum crede de cuvință. Dar, repet, o să avem o listă, așa cum am avut și lista de la județ, de oameni care să aibă un background profesional necontestabil și sigur vom merge acolo și cu siguranță vom analiza și activitatea pe care a avut-o și ceea ce îl recomandă pe fiecare persoană în parte. Repet, nu vreau să ne facem de râs cu nicio persoană acolo și vrem să... Și să și rămână un mandat întreg, să nu mai schimbe formațiunea politică. Categorie. Vă mulțumesc tare mult, domnule Weber, că ați fost în această seară alături de noi și vă așteptăm și cu lista săptămâna viitoare, da? Săptămâna viitoare, cu siguranță, vom avea și lista. Vă mulțumesc tare mult și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost încă o seară alături de noi aici la TV Sud și, evident, vă invit să rămâneți și în continuare. Urmează principalul jurnal al zilei, iar mai apoi emisiunea Ora Adevărului cu colega mea, Ana Maria Stoica, așadar stați cu noi.